most profitable part of your business. Thank you, thank you. Bună ziua, domnule Reus, doamna Mariana Gheorghe, doamnilor și domnilor reprezentanți ai Petrom OMV. Nu este prima dată când ne vedem aici la Braz, însă cu siguranță este un moment de sărbătorit, cei 80 de ani ai rafinăriei, dar dincolo de istorie, mă bucur că s-au încheiat și mi-a confirmat doamna Gheorghe, s-au confirmat lucrările de modernizare, 600 de milioane de euro investiți. Însă, dincolo de acest eveniment punctual, vreau să spun încă o dată, în calitate de prim-ministru al Guvernului României, că parteneriatul pe care îl avem cu compania Petrom OMV este un parteneriat fundamental pentru România din mai multe puncte de vedere. În primul și în primul rând, și aici am considerat un parteneriat special, personal, și mulțumesc pentru asta a domnului Reus, chiar imediat după ce am preluat mandatul de prim-ministru, am discutat pentru prima dată cu domnia sa despre ce înseamnă o țară independentă din punct de vedere energetic. Cât de important este pentru România, ca și pentru orice altă țară, să aibă companii puternice, să aibă resurse proprii, să-și folosească aceste resurse, să aibă investiții pe termen mediu și lung în domeniul energiei, pentru că aici e un domeniu în care nu există investiții pe termen scurt, ci profituri pe termen scurt. Există numai o strategie bine gândită și cred că în acești 2 ani și jumătate, lucrând împreună cu Petrom, OMV, cu celelalte companii din domeniu, România a progresat foarte mult. A făcut într-adevăr o reformă structurală, reală și din punct de vedere legislativ, și din punct de vedere operațional pentru piața de energie și a asigurat surse pentru a fi într-adevăr stabilă și aproape în totalitate independentă, a creat premizele pentru ca în foarte scurt timp, prin rezervele proprii pe care le avem la dispoziție, România, și când spun România mă gândesc întotdeauna și la Republica Moldova, să poată să asigure industriei și populației o siguranță în ceea ce privește resursele energetice. Și iată că acum 2 ani și jumătate, cred că niciunul dintre noi nu știa că politica va aduce atât de mult rău în această regiune, că vom avea confruntări, conflicte, cu atât mai mult, cred că pentru România și pentru cea mai mare companie din România, cum este Petrom OMV, investițiile, reformele pe care le-am făcut în acest domeniu și o strategie pe termen mediu și lung este cu siguranță ceea ce avem nevoie. În rest, reiau un lucru pe care îl spun cu orice ocazie când sunt invitat la evenimente organizate de către companiile, de către investitorii din România, spun că obligația mea ca prim-ministru este să mulțumesc pentru orice loc de muncă. La OMV Petrom trebuie să mulțumesc de multe mii de ori. Vreau să mulțumesc pentru investițiile care s-au făcut și se fac în continuare, pentru taxele pe care le plătiți și mă bucur că le plătiți și să spun că împreună, nu întotdeauna de acord, e adevărat, dar împreună am încercat să creăm un climat de stabilitate și predictibilitate favorabil dezvoltării investițiilor, păstrării și creierii de noi locuri de muncă și în acest domeniu și în toate celelalte domenii. Nu ne-am înțeles întotdeauna, dar acum dacă dau vestea că taxa pe construcții speciale se reduce de la 1,5% la 1%, doamna Gheorghe va spune că s-o reducem la 0,5%. Poate o să vină la anul un guvern și mai bun decât cel al meu și o să o reducă la 0,5%. Guvernul acesta atât a putut să facă. Poate însă să vină în paralel cu reducerea contribuțiilor de asigurări sociale și dumneavoastră care sunteți o companie cu mulți angajați și cu toate contractele de muncă
la fiscalizate. Sunt convins că și acest tip de stimulent pentru creare de locuri de muncă va fi bine primit. Încă o dată, eu consider că parteneriatul între statul român și compania Petrom OMV este un parteneriat de tip win-win. Cred că România are de câștigat, cred că dumneavoastră aveți de câștigat. Când l-am întâlnit în urmă cu câteva minute pe domnul Royce, am spus the most profitable. Trebuia să spun, e o deformație social-democrată, să mă gândesc la profituri care trebuie după aceea duse în alte părți ale societății. Corect era să spun the most successful. Și pentru asta vreau doar să vă mulțumesc și să vă urez mult succes în continuare. Vă mulțumesc! From the ground.